Mai este doar puțin timp până când viitorii profesori vor intra în febra examenelor. Cei care aspiră la o carieră la catedră trebuie să se înscrie luna aceasta pentru examenul de titularizare. Chiar astăzi este ultima zi pentru etapa de pretransfer de depunerea dosarelor a cadrelor didactice care doresc pretransfer în altă unitate de învățământ sau pretransfer prin schimb. Iar în data de 22-29 mai va fi înscrierea pentru concursul național de ocupare a posturilor în învățământul preuniversitar. În ceea ce privește acest concurs, am avut discuții și o să vin cu propunerea în Consiliul de Administrație ca centru de concurs să fie stabilit la Colegiul Național Traian, unde de 10 ani, 11 ani se desfășoară acolo tot ceea ce înseamnă titularizare, înscriere, validarea fișelor și proba scrisă. În perioada 31 mai-28 iunie se vor desfășura inspecțiile speciale la clasă, adică prima probă pentru viitoarele cadre didactice. Vor fi programări de către Comisia Județeană, programări făcute în unitățile de învățământ, astfel încât toate cadrele didactice să își desfășoare această probă. Și menționez aici că inclusiv absolvenții de 2019, deci cei care sunt acum în ultimul an, pot participa la aceste probe și au dreptul să participe la concursul național de ocupare a posturilor. Nu pot la momentul ăsta să spun numărul de posturi scoase la concurs, pentru că mai avem etape de mobilitate în desfășurare. În data de 17 iulie se va desfășura proba scrisă, iar în 23 iulie vor fi afișate rezultatele. Contestațiile pot fi depuse în perioada 23-24 iulie, iar în 30 iulie candidații vor afla rezultatele finale. Anul acesta, profesorii care au susținut titularizarea în ultimii ani și nu au găsit locuri vacante pot fi angajați prin contracte cu durată determinată de un an sau cu contract de muncă pe durata viabilității postului. Acest lucru se întâmplă pentru că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care articolul 253 din Legea Educației, care le permite profesorilor cu note mari la titularizare în anii trecuți să ceară din nou titularizarea, a fost abrogat.